Corect. Noi am fost primii naționaliști în timpul țării sovietice. Mata și Nicolae Dabija. Și Nicolae Dabija, Leonid Alari. La facultate sau unde erați naționaliști? Romanciuc, Vasilii Romanciuc, dacă știți dumneavoastră, tare mult. Dacă sub tancul și ieși, merge cu tot, cu toate, cu cântecul lui Nicolae Dabija, care merge deodată cu oameni. Oamenii au văzut de tot. Noi avem o singură țară, oameni buni. Avem o singură țară. Țara-i peste Prut. Niciodată. Nu vă supărați. Și asta e țară. Republica Moldova, stat independent, recunoscut prima de România. Recunoscută de România. Eu sunt de acord că e recunoscută de România. Dar cum a fost treaba? Deși l-am ales pe Snegru, un separatist ca și dar de ce Snegur? Era un singur candidat și am unii reproșează. Da. Dar și ați apărut și voi, de unde v-ați luat? Nu, eu l-am ales, oameni buni. De un singur candidat și un singur partid, ca pe timpul lui Snegur sau timpul sovietic. A doilea vine Lucinski, ales de, nu de popor, dar ales de parlament. Nu, pe Lucinski l-a ales poporul, pe Voronin l-a ales parlamentul. S-a schimbat atunci legea că a vrut scapi de Lucinski și a dus Voronin în loc. Când Roșca a trădat. Da. Da. Voronin a ales a doua oară pe când a trădat Roșca. Aha. Bun. Cum l-a ales poporul pe asta? Pe Lucinski l-a ales poporul, da. Lăsați-mă, vă rog, să spun. Hai să căutăm arhivele, 96, fost alegeri generale. Numai Voronin a fost primul ales de parlament. Dar Voronin de cine a ales, dar? De parlament. Și a doua oară tot, când a trădat Roșca, aia că acum zici, 5 aprilie. Da, 5 aprilie. Roșca, cel mai mare trădător. Când am adunat tot asta pentru independență, pentru limbă, pentru tot ce am avut noi, am făcut treaba asta. Noi am luptăm pentru drepturile omului, pentru mediul sănătos. Poate, independența cu limba au fost probleme altă dată. Amudeam e mai important starea mediului. Avem 60 partide? Nu, 53 și candidează 23. Și așa e de multe partide? Dar cum, 23, la o țară 24. De mult. Dar câte ai vrea și? Unul singur, așa e sau două? Nu, ca pe timpul Snegur, când eram singur candidat. Păi și pluralismul cât? Câte partide trebuie să fie în pluralism? Corect, pluralismul făcut. Făcut anume și votat pentru asta ca noi să fie dezbernare în Republica Moldova. Nu mai este, ca să fie diversitate, ca să ai de unde alege. Pragul electoral de 5% l-au făcut ca să câștige numai bogații. De ce Maia Sandu, de ce Andrei Năstase au votat pragul electoral de 5%? Legea ce era de pe timpul agrarienilor din 97. Și eu putut să o schimbe. De ce au votat-o cu socialiști împreună? Aceeași lege din 97. Prag de 5%, 7% pentru blocuri electorale, 2% pentru independenți. Și asta e democrație? Ia ca domnul Tudor. Nu, bun, da, mata e dreptate. Orice caz adevărul nu se ascunde niciodată. Adevărul să nu uităm. Este care îl face Alexandru Arsenie la Vocea Basarabiei. Adevărul este adevăr. Adevărurile sunt diferite. Și Mata e adevăr, și Tudor are adevăr. Amândoi Tudori aveți adevăr. Și doamna Elena are adevăr. Iurie foarte corect vorbește. Mata de-am tragi la al treilea partid. Mata credeam că ieziți între verde și galben, dar Mata de-am șcurenit așa la alt ești. Sănătate. Adem. Ne-am lămurit și cu moș Tudor.